Bună ziua! Pentru că este vineri, avem din nou Cartea de Vineri. Astăzi vă voi prezenta o carte care mie mi-a făcut foarte mare plăcere să o citesc. Este vorba de Neagu Giuvara, Amintiri și povești mai deochiate, apărută la editura Humanitas. Cum ziceam, este o carte care pentru mine a însemnat o lectură plăcută și instructivă. Titlul poate un pic să inducă în eroare pe viitorii cititori, dacă vă așteptați la niște povestiri de ochiate în sensul unor scene foarte fierbinți sau eu știu ce detalii dintr-o anumită zonă, ei bine, veți fi dezamăgiți. În schimb, vă pot asigura că dacă doriți o carte din care să aflați multe și care să vă poarte într-un mod foarte natural, foarte ușor, într-o lume apusă, o lume însă caldă, plăcută, o lume în care vă veți regăsi, cred, vă recomand să o citiți. Mie personal, cel mai mult mi-a plăcut felul în care Neagu Giuvara ne povestește cum a învățat el să scrie foarte bine în limba română, aprofundând limba franceză. Cum a procedat mai concret, nu vă voi dezvălui, vă voi lăsa să aflați singuri în momentul în care veți citi povestirile și amintirile mai deochiate ale lui Neagu Giuvara. Vă mulțumesc!